al orgoliilor. Sunt mai plin de testosteron. Eu nu sunt dușmanul tău. Ești foarte prost. Insula iubirii. Tu dacă erai inteligent, nu că n-ai fi. Se cunoaște deja faptul că la Insula Iubirii se încin spiritele în fiecare ediție care rulează pe micile ecrane. De altfel, s-a zvonit recent faptul că ar fi avut loc o bătaie după ce s-au încheiat filmările show-ului de la Antena 1. Scandalul ar fi avut loc între ispita Romeo Vasiloni și concurentul Răzvan Covacs. Potrivit informațiilor, ispita masculină și-ar fi încasat o bătaie zdravănă de la iubitul emei, care a năvălit cu încă câțiva inși, lăsându-l inconștient. Acum, ispita Romeo a oferit declarații în premieră despre scandalul care ar fi avut loc între el și Răzvan, concurentul de la Insula Iubirii pe care îl cunoștea dinainte să ajungă în același loc, în Thailanda. Cineva, și anume, știți voi cine, nu-i dau numele că îi fac reclamă degeaba. În fiecare ediție a emisiunii Insula Iubirii, care rulează la Antena 1, spiritele se încin între ispite și concurenți. Iar la suprafață ies detalii surprinzătoare și, pe de altă parte, care ar putea să-l infurie pe partenerii veniți să își testeze relațiile. În prim plan îi avem, de data aceasta, pe ispita Romeo Vasiloni și pe concurentul Răzvan Covacs. Cei doi se cunosc dinainte să ajungă în emisiunea de la Antena 1. De altfel, au cunoștințe comune. Dacă la Vila Fetelor, ispitele masculine încearcă să le intre în grații concurentelor, spiritele sunt încinse în Vila Băieților, unde doi dintre ei au picat deja în ispită. Răzvan și Emma s-au despărțit în emisiunea de la Antena 1, concurentul fiind apropiat de ispita Daria. Pe de altă parte, Romeo, ispita masculină de la Antena 1, i-a intrat în grații Emei, fosta parteneră a lui Răzvan. Totuși, după terminarea show-ului, care s-a filmat în Thailanda, se zvonește că Emma și Răzvan ar aștepta un copil.